Rareș, Rareș, da, bravo. Rareș! Bună seara! Oh, a trecut ceva timp de când nu l-am văzut pe Rareș. Salut, Rareș! Prima sau a doua ediție. Da. Ce ai zis, Petru? Ce ai spus? A trecut ceva timp de când nu l-am văzut pe Rareș. E adevărat. Altă preză. A doua ediție, cred că a fost adevărat. La începutul sezonului. A puțin, a mai crescut părul, atât. Da. Așa, nu mult, dar... Nu, puțin. Fiecare dintre noi... Asta e un moment tensionat, așa e pentru tine. Da. Emoție. Fiecare dintre noi în momentele astea de tensiune... Toți avem câte un obiect de care ne agățăm. Mai arată-mi odată, care e obiectul tău norocos? Eu am... O agrafă. O agrafă. Și asta o porți cu tine mereu când e... La greu. De unde ai? De la cine? De la birou, de la tati. Tati? I-am furat-o, pot să spun. Ți-a purtat noroc în diferite momente? Exact. Mă duc pe la concursuri, eu am în buzunar tot timpul. Vorbesc serios? Agrafa? Da. Agrafa? Și mă scapă de emoții, de obicei. Pepe, ai vreun obiect de ăsta? Nu îmi spune că ai și tu. Eu de obicei am un portofel fotografic cu nepotul meu, cu un prieten care a decedat, cu bunicul meu și mai multe iconițe. Am și o monedă pe care am găsit-o și mi-a purtat noroc. Monedă și o porți la tine, da, așa când e... Nu știu ce înseamnă, dar aruncă-ne și nouă. E interesant, uite, o tărică. Dar să-mi dai înapoi. Să o dau, promit. Am ce găsit-o. Tare. Am ce găsit-o. Moneda norocoasă, Lupe. Ce tare. E ceva. Bravo. Am găsit-o și mi-a mers foarte bine de când am găsit-o și mai port din când în când. Agrafa să-ți porte noroc, Rareș. Mulțumesc. Finala de popularitate, votați-l 1-2, dar mai bine vă spun după. Rareș!